Vechea cetate a Constantinopolului, Istanbulul de astăzi, un oraș oriental ce se lasă vrăjit tot mai mult de ispitele occidentale. Un oraș plin de farmec, unde tradiția și modernitatea se întâlnesc la tot pasul. Constantinopolul e un oraș turistic, dar în egală măsură și loc de pelerinaj pentru creștinii de pretutindeni. Aici, unde voievodul Constantin Brâncoveanu și fiii săi și-au aflat prin martiriu mântuirea, multe urme de credință și-au lăsat domnii români în epoca medievală, între aceștia Brâncoveanu însuși. Biserica Sfânta Parascheva din Prichidion, situată astăzi în cartierul Haschioi, titorie de la 1692 a domnitorului martirizat sub zidurile închisorii Edicule, e o insulă de creștinătate într-o mare musulmană, unde din anul 2004 Dumnezeu a rânduit ca românii ce trăiesc în Turcia să aibă o parohia lor, Sfânta Liturghie săvârșindu-se în limba română. Părintele Sergiu Vlad este preotul Comunității Ortodoxe Române din Turcia din 2009. Între zidurile vechii biserici cu hramul Sfânta Parascheva Romana, compatrioții noștri, purtați de soartă departe de țară, își află, oricând au nevoie, mângâiere duhovnicească. În fiecare duminică și la marile praznice, comunitatea românească de la Istanbul și chiar din zone mai îndepărtate ale Turciei participă aici la săvârșirea Sfintelor Taine. Această biserică a fost dată Comunității Ortodoxe Române în anul 2004 de Patriarhia Ecumenică, iar în această biserică, în fiecare duminică, avem un număr de aproximativ 40 de credincioși care vin și se roagă aici. Cu ocazia sărbătorilor mari, numărul românilor este mult mai mare. Anul acesta de Crăciun au fost peste 200 de persoane prezente la Sfânta Liturghie, iar în 2011, de sărbătoarea Paștelui, au fost peste 600 de români care au venit în această biserică pentru a se ruga. Biserica prima dată a fost dată în anul 2004 românilor pentru o perioadă de 5 ani până în anul 2009, iar în anul 2009, la vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a prelungit această perioadă pentru încă 5 ani de zile, până în anul 2014, iar cu această ocazie, biserica noastră a primit și hramul ctitorilor acestei biserici al Sfinților Martiri Brâncoveni. Părintele Sergiu Vlad arată sârguință nu doar pentru mângâierea creștinilor români ce trăiesc în Turcia, dar și pentru a cunoaște și transmite mai departe îndelungata istoria bisericii unde slujește în prezent. O istorie din care, prin rânduiala lui Dumnezeu, facem și noi parte. Înainte de ctitoria lui Brâncoveanu au mai fost încă 3 biserici, prima datând din timpul împăratului Justinian I, iar ulterior, pentru că ne aflăm într-o zonă seismică destul de activă, au mai fost construite încă 2 biserici până la această biserică. Deci, ctitoria lui Brâncoveanu este a 4-a ctitorie pe acest loc. Cimitirul aflat în spatele acestei biserici are legături cu poporul român, pentru că prima personalitate înmormântată în acest cimitir a fost un român și anume Radu Ighemonul Vlahilor. Este menționat în anul 1612, an în care a fost înmormântat aici. În acest cimitir erau înmormântate numai personalități ale lumii creștin-ortodoxe, iar aici avem și 6 patriarhi ai Ierusalimului, iar pe lângă aceste personalități a fost și un episcop calinic care a fost episcop la Galați. Biserica Sfânta Parascheva din Prichidion și-a mai adăugat în timp, în chip firesc, alte 2 hramuri, pe cel al Sfinților Martiri Brâncoveni și pe cel al Sfintei Mucenițe Arghira, al cărei mormânt se află în incinta acestei biserici. De asemenea, o parte dintre moaștele acestei sfinte se află spre cinstire și închinare în interiorul lăcașului de rugăciune brâncovenesc. Lăcașul de rugăciune rectitorii de Constantin Brâncoveanu păstrează pe iconostas vechi icoane de o deosebită valoare și frumusețe, cu toate făcătoare de minuni.
Mântuitorul Hristos, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Ioan Botezătorul și icoana de hram a Sfintei Parascheva Română. În urmă cu un secol, un turc a încercat să vandalizeze icoana Mântuitorului. Urmele agresiunii se văd și astăzi. Icoana a rezistat, așa cum creștinismul însuși rezistă și acum în cetatea Constantinopolului. Atunci când a lovit cu lancia a patra oară în Sfânta Icoană, este menționat faptul că acel turc a paralizat, iar în fața ochilor îl vedea doar pe Mântuitorul Hristos. Și a cerut iertare pentru fapta pe care a dorit să o facă, iar apoi și-a revenit. La scurt timp după această minune a cerut să fie botezat, iar după botez se menționează că acest om a murit. Pentru orice român care ajunge la Istanbul, întâlnirea cu părintele Sergiu Vlad și cu parohia românească de aici e prilej de bucurie și de întărire sufletească. Preotul românilor din Turcia trăiește o experiență pastorală inedită, pe care ne-a împărtășit-o cu puțin timp în urmă. Este o experiență deosebită față de pastorația din țară, pentru că oamenii de aici de obicei vin cu alte probleme față de cele care sunt în țară. Iar la această biserică, noi românii ne adunăm și încercăm aici să păstrăm cât mai mult tradițiile și credința românească.